Vești proaste pentru românii cu credite în lei. Robor la 3 luni crește din nou și a ajuns la valoarea de 5,16%. Cei mai afectați sunt românii cu creditele în lei cu dobândă variabilă. Mai grav este că de la începutul anului, robor la 3 luni a înregistrat o creștere frecventă, iar valoarea de 6% va fi atinsă în curând. De exemplu, valoarea robor la 3 luni în luna mai a anului trecut era de 1,59%. Discutăm mai multe cu profesorul în economie, Mircea Coșa. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua, domnule profesor! Salut, Nadana! Vorbim de o creștere de la 1,59% la 5,16% într-un an. La ce să ne așteptăm pe mai departe, domnule profesor? Roborul este o expresie sub altă formă a inflației. Deci Banca Națională, prin definiție, luptă împotriva inflației cu dobânzile. Deci ea a încercat să ridice dobânzile pentru a plafona inflația. Nu este o măsură care să aibă efect imediat și nici total. Deci cu cât crește inflația, cu atât crește și roborul și el va crește în continuare dacă nu se iau măsuri structurale. Pentru că inflația în România nu este de natură doar monetară, este și structurală. Noi importăm enorm, numai la categoria alimente și produse alimentare importăm între 50 până la 72%. Deci această inflație care vine din exterior, nu putem să o ascundem în prețuri, ea apare în prețuri. Pe de altă parte, scumpirea creditului înseamnă nu numai o povară în plus pe cei care au luat credite de consum, ci și pentru cei care au luat credite productive. Pentru că multe întreprinderi, mici, mari, mijlocii, au luat credite, această scumpire le mărește dobânda, ei nu pot să o aducă de acasă, o introduc în costuri și de la costuri ajunge în raft în prețurile pe care noi le plătim. Deci o măsură bună pe care banca a luat-o, în mod teoretic, aceea de a mări dobânda, are un efect negativ prin supraîmpovărarea populației cu această creștere a dobânzii, pentru că nu există măsuri de natură structurală ca să reducă inflația. Aici lucrul cel mai important este programul pe care Ministerul Agriculturii îl are, aceea de a încerca ca în această primăvară-vară să introducă pe piață din ce în ce mai multe mărfuri românești colectate de la fermieri, prelucrate primari, aduse pe piață la alte prețuri și în acest fel vom reduce deficitul comercial. Este o primă măsură ca să putem lupta împotriva inflației prin prețuri, nu prin venituri, pentru că deocamdată statul român nu poate să mărească nici pensiile, nici salarii. Hai să fim serioși, astea sunt lucruri care le putem vedea din deficitul bugetar. De altă parte, trebuie rezolvată problema energiei. Prețurile la energie încă nu s-au rezolvat pentru că s-a făcut o plafonare pe un an care a amânat rezolvarea problemei, dar nu a rezolvat. Domnule profesor, este îngrozitor să te gândești că ratele s-ar putea până la finalul anului să se dubleze în cazul celor cu credite din 2019 încoace. O variantă pe care o auzim tot mai des în ultima perioadă este aceea de recalcularea creditului, de calcularea dobânzii prin indicele IRCC, însă tot aceiași experți vin și spun că ar putea fi o capcană. Da, doamnă, această recalculare, care putem să punem și în legătură cu amânarea plății, poate să satisfacă nevoia unor la care sunt la limita falimentului. Adică pe termen scurt ei nu mai au bani nici măcar ca să-și plătească portarul de la intrarea în fabrică și atunci poate să aibă o astfel de măsură. Dar ea pe termen mediu, atunci când se ridică această măsură, este destructivă pentru că costurile sunt mai mari. Se plătește dobândă la dobândă. E foarte complicat. Aici trebuie o analiză foarte serioasă și eu nu cred că în momentul de față putem prezenta această idee ca fiind salvatoare pentru cei care au credite. Nu. Deocamdată trebuie să fim conștienți de un lucru, că noi suntem în criză. Criza este indusă și din interior și din exteriorul țării. Avem la graniță un război distrugător, lucrurile se complică și trebuie să existe un raționament foarte bine pus la punct în legătură cu banii pe care îi avem. Și repet, măsurile care se iau în legătură cu intrarea pe piață a unei cantități mai mari de produse românești, în primul rând la această categorie esențială alimentară, ar putea să aducă unele beneficii pe termen imediat, iar dacă acest program se continuă prin mărirea numărului de procesatori la zahăr, la ulei și în alte părți, am putea să avem o rezolvare. Dar asta cere timp.
Deci, pentru cei care au credite, pentru cei care au probleme, cred că lucrul cel mai important în momentul de față este să-și gospodărească bine banii, să renunțe la fel de fel de cheltuieli exuberante, pentru că vremurile care vin nu sunt predictibile, nu știm ce se corect, va întâmpla. Corect, și este foarte important să ne drăgmuim bine veniturile exact, și economiile da. Pentru trebuie a putea achita prioritar, da. Vă rog. Trebuie să devenim proprii noștri miniștri de finanțe. Da, mulțumesc acasă. Foarte mult, domnule profesor.